Am zis să vă arăt cu ce se pot încărca telefoane, baterii de mai multe tipuri, inclusiv baterii foto. Cam aici mai multe încărcătoare și vi le prezint pe rând. Hai să începem cu încărcătoarele pentru telefon. Sunt de două tipuri. Asta e un încărcător normal de telefon care scoate amperajul care e trecut în caracteristici, în principiu de la 1,5 A, 3, ceva. Și mai am aici încă unul care e puțin diferit. Diferența între ele, că ăsta mai are și un port pentru încărcare rapidă, cel cu roșu. Și mai este un al treilea tip de încărcător, care e numai cu încărcare rapidă. După asta scrie 67W. Încărcare rapidă se face cam de 4 ori mai rapid decât pe un port normal. Chiar dacă ăsta are 3,1A pe toate cele 3 porturi verzi, încărcarea se face de 4 ori mai repede pe portul cu roșu. Portul USB. Iar cablurile de obicei de tipul USB, cele care intră, iar cele care se bagă în telefon pot fi micro USB, cum e cazul ăsta, sau de tip C, sau mai am aici încă un alt tip de cablu, care e USB la un capăt, are 3 USB-uri pe ieșire și are și de tip C. Ăsta e tip C pentru iPhone și pentru micro USB. Încărcătoarele astea se pot folosi și pentru, nu numai pentru încărcarea telefonilor, se pot folosi și pentru încărcarea bateriilor. Încărcarea bateriilor se face cu încărcătoare de acest tip, unde se introduc bateriile și începe încărcarea. Ăsta numai când are două, atunci începe încărcarea. Deci neapărat o pereche. Sau mai este încărcătorul ăsta, dacă vedeți, îmi arată și consumul 1,4 A, tensiunea generată 5,1 V. Mai am un alt tip de încărcător. Ăsta e tot asemănător cu cel acela, zice că trebuie să aibă 5V 2A, tot cu mufă micro USB. Ăsta, comparativ cu primul, intră și bateriile care le-am avut anterior. Poate încărca și o singură baterie. Și arată pe afișaj care 500 de mAh pentru încărcare, două baterii. Se pot pune și baterii astea de tipul AAA. Astea SR6. Am pus o baterie și se pot pune și baterii mari de 3,7 V. Sau 4,2. Asta e un pic mai bun încărcătorul față de ăsta care vi l-am arătat anterior. Ăsta nu încărcă numai baterii AA și AA, 3DA astea mici și 2DA astea mijlocii. Mai avem pentru baterii de încărcat, hai să văd cât consumă ăsta, 2,4A și 5,2V. Bun, pentru încărcarea bateriilor mai avem direct de la sursă încărcătoare de acest tip, care se alimentează direct la 220 și se pun tot perechi de baterii ca să poată începe încărcarea.
La astea de obicei durează cam în jur de 12 ore, 8 ore, 10, 12 ore, depinde cât de mare e bateria. La astea se pot pune și bateriile de tipul AA. Bun. Mai avem acest tip de încărcător care este universal în sensul că pe lângă baterii de tipul AAA și 3DA se pot încărca și telefon băgând o mufă USB în acest locaj. Și alimentăm un telefon sau se pot încărca și baterii foto. Are aici două piciorușe care culisează. Eu știu că asta de sus e plus, asta de jos e minus, iar dacă vrem să încărcăm o baterie foto, de obicei pe baterie trecut plus și minus unde îi, plusul fiind acolo în partea asta, minusul în partea asta, deci o voi așeza așa la încărcare și, bineînțeles, pinii îi fac să coincidă cu cele două semne. Și se bagă în priză și se încarcă. Dacă face contact. Dacă nu face contact, nu mi s-a prinde becul LED-ul verde, înseamnă că nu s-a poziționat pinii unde trebuie. Și mai lucrez un pic la ei. Bun. Plus. Minus. Încărcarea acumulatorului foto a început. Tot aici se pot pune baterii de tipul care vi le-am arătat anterior, adică A, o baterie a început încărcarea sau două baterii îmi încarcă sau 2 de A iar pentru acumulatorii foto se mai pot încărca cu încărcătoarele originale care se bagă direct la alimentare de 220 de V, cum e cazul acesta. Băgăm în priză și a început încărcarea. Când ajunge să fie încărcată 100%, să prinde un bec roșu, dar bateria asta se mai poate încărca și cu încărcătoare adaptate pentru încărcătoare USB. Are tot mufă micro USB. Introducem în priză. Punem acumulatorul la încărcat. Cam asta e povestea cu ce tipuri de încărcătoare sunt la ora actuală. Și pe ăsta vedeți că e trecut plus și minus. Dacă se vede, la fel pe baterie e trecut plus și minus, ca să nu se greșească polaritățile la încărcare. Cam astea sunt poveștile cu încărcătoare. Vă mulțumesc!